Îmi spuneați înainte de pauză despre feminism. Feminismul a apărut odată cu tehnologia. Serios. Da. Tehnologia însemnează că în loc să ridici, să zicem, bușteanul, apeși un buton și macaraua ridică. Și toate muncile astea îngrozitoare, spartul pietrei, ocnașii, mină, că spar cărbunul, mine, acum sunt aparate de alea concasoare, să nu știu cum se numesc, care la noi încă nu sunt și încă nu n-au apărut minerițe. N-am auzit să se lupte cineva cu egalitatea la mineri. Pentru că acolo încă n-au tehnologie. Când va apărea, feminismul e odată cu tehnologia. Și eu, zice femeia, firesc, pot să fac ce faci tu. Și apasă ea pe buton. Uite, vezi? Feminismul este însă o imensă păcăleană. Pentru că masculinizarea femeilor duce treptat la feminizarea bărbaților. Ori nimic nu e mai ridicol decât un bărbat cu manicură, cu zulufi în păr, cu parfum, râde toată lumea de el. Ei, lăs bărbați! Și nici nu râde de el. E o teorie frumoasă cu care eu sunt complet de acord. Mie îmi plac homosexualii că ne lasă nouă femeile. Păi fiți fraților, ce vreți acolo? Sunt aici niște femei superbe care nu au mușcat din capcana feminismului și care și-au păstrat farmecul, eleganța, noblețea. Femeia care dansează, care umblă ca o gazelă, femeia care stă într-un anume fel, femeia care te privește, că eu știu, nu bărbații și aleg femeile. Noi zicem că am ieșit într-un grup. Păi așa cred. Păi până la urmă mi-a picat fisa. Am mers într-un grup de femei și am aia, am ales-o. Și eu urmăresc și mă duc și când în sfârșit o bat pe omul și mă întreb de ea, zice, tăi, unde? Te rog foarte mult, dar nu. Da, de fapt, ea se uită și o săgeată aruncă. Cum zice Shakespeare, pus o floare atunci în arcui, mă lovi cu ea în piept și de atunci în orice noapte plâng pe patul meu deștept. Deci, o femeie care se uită, te-a fixat o fracțiune de secundă mai mult și după aia a plecat interesată în altceva. Și tu umbli și alergi, s-o prinzi, stai, băi, să rămână domnișor. Da? Ce doriți? Că nu te-a văzut, nu știe, dar ea te-a ales, prostule. E, această lume n-are cum să dispară. Să dispară lumea asta, pe ce e mai frumos decât deosebirea între sexe? Când ești părinte și ai o fetiță, e cu totul altceva decât când ai un băiat. Îl trimiți la fotbal, îi pui o piedică, îi dai un șut, îi dai o palmă, hai mă, du-te, mă, gata, hai să ne luptăm, noi doi, tu cu mine. Dar o fetiță, păi fica mea când era și ea mică, a fost și ea mică, și mă lua așa în brațe și îmi zicea, mă, bărbatule, cu barbă. Aveam barbă. Eu mă sfârșeam. Când jucam cu ea Romeo și Julieta, ea era Julieta pe un fotoliu și eu culcat jos pe covor, eram Romeo și o strigam, Julieta! Și ea s-ascundea. Ce mă, Romeule? Julieta mea dragă, vină la balcon să te văd puțin, că te iubesc. Și ea venea pe marginea fotoliului și zicea, haide că am venit, hai să ne iubim puțin. Și mă ridicam de pe fotoliu, de pe covor și o luam în brațe pe stânga, pe dreapta. A, gata, ne-am iubit destul, acum e noapte și târziu, du-te și te culcă, să vii și mâine seară. Gata, e mâine seară. Și după aia începea, Julieta, ce vrei, mă, Romeule? Ce e mai frumos? Cu băia nu te poți juca asta. Joci fotbal. E altceva. E o diferență. Și pledoaria mea este nu distrugeți diferența. Nu distrugeți, nu acceptați să vi se distrugă diferențele, pentru că înseamnă că cine pledează pentru asta nu știe ce simte un ginere când își găsește mireasă. Eu am cunoscut-o de 3 ori, ceea ce e o mare bucurie. E o îmbogățire.
E o mare bogăție. Da. Cel mai frumos lucru pe lumea asta e femeia. Femeia este echivalent cu culoarea în lume. Dacă totul ar fi cenușiu, ar fi. Da, femeia, vorbesc așa generic, nu vă întreb, va produce și necazuri. Dom'le, noi suntem oameni, nu? Și produce și necazuri și... Da, când... Pentru că contrarul iubirii nu este ura. Când iubești și ești trădat în iubirea ta, de fapt când te îndrăgostești și ești trădat în sensul că a plecat după altul sau da. Ce știu eu ce, tu începi să o urăști imediat. Asta înseamnă că o iubești, că nu, altfel... Asta înseamnă... Da. O clipă. Asta înseamnă iubire inversată. Nu este ură, nu este altceva. Despărțirea adevărată după iubire creează indiferența. Adică te uiți, mi s-a întâmplat, după ani de zile, la ea, și ce-i fi găsit la fata asta? Uite, pentru ea era chiar să mă umor. Doamne ferește. Atunci s-a rupt. Nu mai e nimic. Că știi că am văzut, foarte bine, nu mă interesează. Probabil că Maurice Munteanu a rămas cu, are niște reminiscențe ceva. De, nu uită el momentul ăla. Care la nenoroc. Păi la nenorocit. El e și acum. Și pe viață, pentru că eu l-am întrebat dacă are o iubită. Hai, punem în balanță această întrebare și răspunsul. Ce dracu. Da. Cum arată o zi din viața dumneavoastră acum? Ce faceți? Așa, vă treziți dimineața? Da. Cât dormiți? Pe noapte cam. Ei, nu, că eu mă culc la 12. Așa. La 12 noaptea. Da, la miezul nopții. Na, nu mă culc mai devreme, că adorm, dar uneori mă trezesc când e încă întuneric, mă culc la loc și dorm până pe la 9 și stau în pat chiar până pe la 10, când n-am și eu să mă duc undeva sau ce. Adică mai lâncezesc așa, pentru că sunt pensionar. Eu acum, prin pensie, am înțeles că am revenit la vârsta de până la 7 ani. La 7 ani mă sculam, mergeam la școală. Da. Începea regimul ăla. Da. Ei, dar până la 7 ani, mă duceam în curte, mă jucam, aveam prieteni, acum sunt la fel de liber. Cumva retrăiți. Cumva retrăiesc, acea perioadă. Da. Și soția mea mă înțelege și mă lasă în pace, că nu știu, ea se duce la servici. E încă tânără. Și mă trezesc și eu, primul lucru care îl fac, eu nu mai fumez. 5-6 ani sunt de când nu mai fumez. Asta a fost un viciu la ceva mulți 2 pachete pe zi și uneori noaptea încă un pachet. Vai, vai. Că filmam de noapte. Da. Nu, eu fumam țigară de la țigară. Era ceva... Până când am început să piu în piept, așa să... Noaptea dormeam și așa se auzea, da, din piept. Și mi-am dat seama că Dumnezeu ne-a dăruit toate cele necesare pentru a trăi. Ficatul ca să ne hrănim, stomacul, tot. Tot, da. Creierul să mai și gândim, ochii să vedem, tot. Ne-a dăruit și plămânii, care sunt un organ total diferit de ficat sau de stomac. Plămânii, îi știm cum arată. Da. Și datorită lor, noi trăim, pentru că un minut, dacă nu respiri, un minut jumate, ești out. Da. Și aici am o teorie. Că spiritul nu stă în materie. E ca uleiul cu apa. Spiritul nu stă. Nu e natural să stea în materie. Eu sunt om viu pentru că spiritul stă în materie ținut prin respirație. Ca și când ai coase marea de țărmuri, cum zice Nichita. Da. Și atunci tot timpul aici se destramă și aici se coase. Și de când te naști până când mori, eu cos spiritul de materie prin respirație. Altfel spiritul face pâc și s-a dus. Exact. Deci, în primul rând, că sunt două entități, spirit și materie.
nu e așa că nu e nimic, este. Deci, stai, că pornisem de la altceva. Ce faceți o zi din viața noastră? Nu, nu, ce fac, acum, ce, da? Fac, ce fac, ce și fac, ce fac, da. Și spuneați că ați fumat o perioadă lungă, multe... E, și mi-am, asta vreau, da. Și mi-am dat seama că am acest organ dăruit de Dumnezeu. Plămânii. Care mă ține în materie, mă ajută să cos spiritul de materie și n-am altul, n-am două și eu îmi bat joc de el. E ca un fel de inconștiență a sinucigașului. Nu că vrei să te arunci, dar mergi ca prostul pe balustradă, așa, nedându-ți seama că poți să pici. Uh-huh. Și atunci am stat, m-am meditat și am zis, băi, eu am plămânii mei. Acum plămânii mei funcționează cam 40% din urmarea fumatului. Am un enfizem care mi-a osificat o mare parte din plămâni, dar nu de tot. Uh-huh. Și 40% nu mai îmi permite să alerg, nu mai îmi permit să alerg, să fac sport sau să fac efort. Dar să urc trepte, să cobor, să trăiesc, să exist, mi se permite. Și atunci am zis gata. Și v-a fost greu să vă lăsați de fumat? Nu ți-e greu, domnule. Nu știu. Păi nu. Tutunul este o... Se zice că e un drog, dar eu cred că e mai puternic decât un drog. Drogul te lași, nu știu, te lași de marihuana, de ce e drog, că nu cunosc și te-ai lăsat. Dar tutunul... Eu am 5 ani de când nu mai fumez. N-am fixat data, nu știu, 5-6, nu mai știu. Dorm. Și în timp ce dorm, visez enorm. Vorba lui Caragiale. Și fumez tot timpul. În vis. În vis. Și de fiecare dată zic, de ce m-am reapucat? De ce? Îmi pare rău că e atât de greu să te lași, e greu. Și atunci fumez. Și când am vise mai, nu știu ce, îmi scot pachetul de țigări, mă uit, mai am două țigări. N-are rost. Mai bine mă trezesc. Și când mă trezesc, nu sunt fumător, nu m-am apucat. Alt acroc a fost că numai ochii văd care vin la mine și îmi spun zâmbind să nu fumezi, să nu fumezi. Și eu zic, păi nu fumez. Da, da, să nu. Și mi-am dat seama cât de perversă este reclama. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ia mai turnăm un pahar, că doar băurăm doar o bere. Deci e excesiv. Îți aduce aminte, vezi meciul, vezi filmul, vezi... Și la un dat apare, a cam scos da, asta. Da, da. Pentru că și-au dat seama că e o perfidie. Și te întreb, dom'le, ce se vrea cu populația? Se vrea binele lor, al nostru, sau se vrea răul lor, dom'le? Că eu așa am crescut, cât erau comuniștii de comuniști, că totuși, pentru fericirea și bunăstarea poporului, nu zicea că nu, domnule, nu poate să ne omoare cu zile. Nu ne dă o travă, domnule, în mâncare. Uh-huh. Am zis că dacă iei de la magazin, înseamnă că e verificat. E okay. Da, după e cum e am adevărat. Fost crescut, că ce citești în ziar e adevărat. S-au publicat într-o carte. Da. Dacă citești, s-a scris, domnule. Aflarăm că sunt păcăleli mult mai mari, că poți să cumperi din magazin o travă pură, că și fructele, că fructul ai zice, bă, ce să-i facă fructului? Am mâncat odată un pepene și am crezut că turcesc, era mai devreme, bă, cu câțiva ani. Și a apărut și hai să-mi iau și eu. Era plin de azot, cred. Era dulce, era bun. Nitrat. Mațele din mine mi le-am vărsat. Știu că și Mădălina a pățit la fel. Trei păi zile a zăcut. De ce să faci așa? Păi dacă eu fur la pâine, dacă ălălalt fură la asfalt, dacă ălălalt, da, și ăla care fură la asfalt mănâncă pâinea, dacă eu fur și bag o travă în țigări, și dacă, atunci nu-i... Da. Haideți să deschidem și cutiile acestea, că mai avem câteva minute. Da? Cutia banilor, sunt importanți banii? E o întrebare. Dom'le, pentru mine sunt importanți, dar să nu îi cheltuiesc. Adică să știu că am și o sumă pusă deoparte, că dacă îmi trebuie un stand, ce fac?
Vă dau telefon, dați-mi bani că trebuie să-mi pun un stand. Da, da. Pentru mine banii sunt importanți dacă nu-i folosesc. Că dacă i-am și nu-i folosesc, am eu, am nepoți, las lor, lasă-i. Am înțeles. Altfel, nu, stau cu grămadă ca agitul dosie să număr bani. Ce să desfac? Da, deschideți cutia, aveți o întrebare acolo, să o citiți. Ah. Așa e, da. La ce sumă vă estimați bunul cel mai de preț pe care îl dețineți? Da. Băi, bunul cel mai de preț pe care îl dețin eu e casa mea. Cam cât așa valorează? Păi acum valorează mult, că am locuit eu în ea. Nu, a costat, eu știu cât a costat, minus ce-am mai adăugat pe parcurs, că biblioteca, cărțile, eu știu, poate vreun bibelou, n-am cumpărat bibelouri, le-am mai primit așa, dar mobila, mobilierul, nu știu, a costat, cred, 60.000 de euro pe care i-am avut. Am făcut eu seriale și eu nu mă duc la cârciu, nu știu. Și când am, eu nu cumpăr ceva decât când am banii jos. N-am cumpărat, credit. Nu. Nu mă îndur să dau 10% sau ce știu eu cât în plus de banii care costă. Și atunci mai bine rabd, aștept, adun, mai număr, gata, am banii. Și zic, dă-mi și mie mașina asta. Și încă am banii. Dar acum valorează mult mai mult casa. Oricum, sunteți, unde păi stați? În Mogoșoaia, nu? La Mogoșoaia, când am luat grădina, am luat-o cu un dolar metru. Nu cred așa. Deci aveați terenul de mult. Păi din 96. Și atunci nu cumpăra nimeni pe acolo. Era... Dar de unde ați avut această intuiție să luați teren atunci? De ce? Dacă aveam intuiție, luam mai mult, mi s-a oferit lângă casa mea, e un teren în continuare. Uh-huh. Și terenul în continuare era 10.000 de metri. Era bine să luați pe tot. Și proprietărea sa, care mi-a dat mie terenul meu de 2.500, că după aia l-am împărțit în două cu Cătălina și mi-a zis, ia și pe ăsta 10.000 de metri. Păi ce să fac cu el? Să fac agricultură? Deci n-am fost inspirat. Și mi-a spus așa, doamna Marinescu, avea 86 de ani, Dumnezeu să o odihnească. A zis, ziceai că ești oltean. Da, dar ești prost. Nu pot, doamnă, nu pot. Mi dai în rate. Eram la tribună, da, la acte. La notar. Facem actele acum și îmi dai câte 100 pe lună. Și n-ați vrut. Haideți să deschidem și cutia roșie, că mai avem un minut. Deci nu sunt bun la afaceri. Da. Dar mai am și noroc. Și... Hai să vă noroc cu casa. E foarte ce, asta ce e? Afacere? Aici nu, aici e cutia sufletului. O întrebare din zona asta, sufletului, inimii, de amor. Eu știu să o des. O întrebare de amor. Nu știu, dar acum sunteți... Maestre, începe bine. De care dintre cele... Sau, pe care? Păi nu, pe care dintre cele patru soții ați iubit-o cel mai tare? Păi e ca și întrebarea ce rol... Îmi place, ce rol ai jucat care îți place cel mai mult? Îmi place ultimul. Ăsta care lucrez acum, eram în repetiție, ăsta îmi place acum, lasă-le pe că au fost. Deci, soția mea de acum este e iubirea vieții noastre. Minunata Daciana, cum? Iubirea vieții noastre. Iubirea vieții, da, păi da, că nu mai caut. Eu cred că am găsit-o. Regretul meu e că n-am găsit-o pe Daciana mai devreme. Măcar cu 10, dacă nu cu 20 de ani înainte. Cu 20 de ani era cel mai bine. Ce să faci? Asta a fost destinul. Și am răspunde la asta zicând, lasă, mulțumește lui Dumnezeu că e bine și acum. Mulțumesc mult de tot. A fost o discuție incredibilă. Vă mai aștept. Nu cred pe tema asta, că nu mai vreau. Bine. Păi, dar pe care? Așa, că m-am vorbit despre viață. Comentarii despre ce a fost, despre... Dar n-am intrat în detalii. Ce n-am comentat, așa, poate data viitoare, e situația în care se află România acum. Sigur că da, mai facem o ediție. Trecutul lasă, l-a fost, s-a dus. Domnule... Mai facem o ediție. Ce-i de făcut?
Asta a scris-o primul care a pus întrebarea asta, un rus, Cernășevski. Are o carte, Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Facem o ediție cu Ce-i de făcut data viitoare. Vă mulțumesc mult de tot și să ne revedem cu bine. Le mulțumesc și telespectatorilor. Ne revedem data viitoare. Să rămână! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.